pachet, să se vadă. Încarc. Bun, așa. Da. Vislele, o secundă. Ce e la trebuie? Și barca cu care s-a transportat țigările. Lucrătorii din cadrul ICPF Maramureș au descoperit și confiscat 7500 pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de aproximativ 65.000 de lei. Acestea au fost introduse ilegal din Ucraina în România peste apa râului Tisa cu ajutorul unei bărfi pneumatice.